albă ca zăpada. Frumoase ca tine, altele nu sunt. Albă ca zăpada, aduci parfum de fericire. Gingașe ca tine, altele nu sunt. Albă ca zăpada, aduci parfum de senin. Povestea noastră a început într-o noapte de demult. Fulgi de zăpadă cădeau ușori, precum bucățelele de vată. Regina, singură, așezată în apropierea ferestrei, broda privind cum cade zăpada. Din greșeală, regina se înțepă la un deget și, văzând acele picături de sânge pe zăpadă, prin minte-i trecu un gând. Aș vrea să pot avea o fetiță cu piele albă ca zăpada, cu obrajii și buzele roșii precum sângele și părul negru precum cerul acesta. În scurt timp, dorința reginei fu ascultată. Copila nou-născută era așa cum sperase. Și amintindu-și de gândul ei, regina îi dădu numele de albă ca zăpada. Din păcate, fericirea reginei nu dură prea mult. Biata de ea se îmbolnăvi de o boală gravă și muri. Regele rămas singur, se recăsători și regatul avu o nouă regină. O femeie nespus de frumoasă, dar din păcate, conștientă de propria ei frumusețe, era și foarte vanitoasă. Exista ceva ce-i dădea o mare satisfacție ambițioasei regine, și anume... Oglindă, oglinjoară, vreau să-mi spui cine e cea mai frumoasă din această împărăție. Tu, regina mea, tu ești cea mai frumoasă din împărăție. Firesc, nici o femeie nu e mai frumoasă decât mine. Bravo, oglindă! Fii mereu sinceră cu mine. Au trecut anii, dar într-o bună zi, oglinda magică a reginei îi răspunse. Trebuie să-ți dau o veste proastă. Albă ca zăpada este de cel puțin 1000 de ori mai frumoasă decât tine. Cum îți permiți? Cum de îndrăzniți să-mi spui că fetița aia este de 1000 de ori mai frumoasă decât mine? Dar albă ca zăpada, crescând, devenea din ce în ce mai frumoasă. Oricine o privea rămânea uimit de frumusețea ei. Înnebunită de invidie, regina ordonă unui vânător să o ducă pe albă ca zăpada în pădure și să o ucidă. Ah,
Vânătorul se pregătea să execute ordinele date de regină, dar frumusețea copilei nu îl lăsă indiferent și, îngenunchiat în fața ei, îi mărturisi totul plin de căință. Mama mea cea vitregă? Nu pot să cred! Nu voi avea niciodată curajul să distrug atâta frumusețe. Voi spune că te-am ucis, dar trebuie să-mi promiți că nu te vei mai întoarce niciodată la castel. Numai așa îți poți salva viața. Vă mulțumesc, domnule! Nu mă voi mai întoarce niciodată! Promit! Noroc bun! Vânătorul îi duse reginei inima unui mistreț, făcând-o să creadă că este a albei ca zăpada, și fu fericită. Este cineva acasă? Nu e nimeni? Masa este pregătită cu 7 farfurii, 7 furculițe, 7 cuțite și 7 pahare. Cu foamea pe care o am la vederea atâtor bunătăți, îmi lasă gura apă. Știu că n-ar trebui, dar o să gust puțin de tot. Mai sfârșit acasă. În sfârșit acasă. Ce s-a întâmplat? Cineva a stat pe scaunul meu. Și cineva a mâncat jumătate din mâncarea din farfuria mea. Și cineva a luat pâinica. Și cine mi-a mâncat toată salata? Cineva a folosit furculița mea. Cuțitul meu este murdar. Și paharul meu cu vin este pe jumătate gol. Priviți, cineva doarme în pătuțul meu. Cine este? A? Cine știe, dar este o copilă nemaipomenit de frumoasă. Ce facem cu ea? Cerecuța pare să fie foarte obosită. Poate e mai bine să o lăsăm să se odihnească. Sunt? Ah, vai, da, sunt într-o casă din pădure. Acum. Repede, iute, hai, repede, iute. Bună ziua! Ai dormit bine? Este casa voastră? Da, noi locuim în pădure și lucrăm în mina. Acolo sunt pietre care strălucesc de parcă ar fi din aur și din argint. Deci căsuța în care am dormit e a voastră. Tocmai, dar tu cum de-ai ajuns până aici? Am fugit din cauza mamei mele vitrege. Mama ta vitregă! Mama ta vitregă este o femeie fără inimă. Biata copilă. Și acum nu mai am o casă și nu știu unde să mă duc. Luna, ești spus cum te cheamă frumoasă copilă? Numele meu este Albă ca zăpada. Albă ca zăpada? E un nume frumos și original și ți se potrivește. Mulțumesc. Albă ca zăpada, dacă îți place să trăiești în pădure, ai putea rămâne aici cât vrei. Vei găti pentru noi? Ne vei ajuta la spălatul lufelor. Vei putea coase pentru noi. Pe scurt, vei putea avea grijă de noi. Vă mulțumesc. Voi fi fericită să o fac.
Mă simt mai bine. În sfârșit, sunt din nou cea mai frumoasă din regat, dacă albă ca zăpada nu mai există. Oglindă, oglinjoară, spune-mi cine este cea mai frumoasă din țară, dar eu sunt fără îndoială. Regina mea, tu ești cea mai frumoasă între zidurile acestui castel, dar în adâncul pădurii trăiește albă ca zăpada, care este de 1000 de ori mai frumoasă. Ce ai spus? Este imposibil! Albă ca zăpada a fost ucisă de vânător! Trebuie să fie astfel, căci oglinda nu mă poate minți. Bine, este clar că vânătorul m-a înșelat. În acest caz o voi înlătura chiar eu pe albă ca zăpada. Te rog, albă ca zăpada, ferește-te de regina cearea! Dacă vrăjitoarea aia ar afla că locuiești aici, ar putea veni să te caute pentru a-ți face rău? Locul cel mai înțelept este să nu deschizi niciodată nimănui ușa. Bine! Materiale, materiale frumoase și prețioase. Veniți să vedeți cât de frumoase sunt materialele pe care vi le-am adus. Bună, cred că a trebuit să mergeți mult pentru a ajunge până aici. Oh, nu mi-este greu să merg pentru a ajunge la copile frumoase ca tine. Nu vrei să arunci o privire la materiale scumpe? Ah, nu, eu... Calitatea mărfii mele este foarte rafinată, știi? Bătrânica asta mi se pare cinstită. O voi invita în casă doar pentru un minut. Bine, mulțumiri, scumpa mea. Acum, întoarce-te ca să-ți iau măsurile. Uite, materialul acesta prețios ți se potrivește. Acum îl strâng încet până când nu vei mai putea respira. Și atunci eu voi fi cea mai frumoasă din regat. Biata albă ca zăpada, acea bătrânică inofensivă nu era alta decât perfida mamă vitregă travestită. Albă ca zăpada! Biata albă ca zăpada nu mai respiră. Trebuie să facem ceva. Unde e bătrâna cu materialele? Albă ca zăpada, persoana pe care o cauți nu era o bătrânică, ci mama ta vitregă, venită pentru a te ucide. Noi ți-am spus să te ferești de regina cearea. Te rog, albă ca zăpada, dacă noi nu suntem acasă, nu lăsa pe nimeni să intre de acord, te-ar putea paște alte pericole. Bine. Oglinda, dorinței mele, spune-mi cine e cea mai frumoasă din împărăție? O, regina mea, între pereții castelului tău, tu ești cea mai frumoasă, dar în adâncul pădurii albă ca zăpada continuă să fie de 1000 de ori mai frumoasă decât tine. Blestemata albă ca zăpada, norocul a ajutat-o din nou! Pieptene, cine vrea un pieptene? Regina cearea reveni în pădure travestită în bătrânica vânzătoare de piepteni pentru a încerca încă o dată să o ucidă pe albă ca zăpada. Avea un aspect atât de liniștitor, încât fata o lăsă să intre în casă în ciuda recomandărilor primite din partea piticilor. Acum îți aranjez părul cu unul dintre pieptenii mei. Dar cu un pieptene muiat în Benin. Albă ca zăpada! Trezește-te, albă ca zăpada! Răspunde-mi, te rog! Din fericire, piticul îi desprinse pieptenele din păr înainte ca veninul să aibă timp să o ucidă. Dar albă ca zăpada încă nu învăța selecția. O, regina mea, între pereții castelului tău, tu ești întotdeauna cea mai frumoasă, dar în adâncul pădurii albă ca zăpada continuă să fie de 1000 de ori mai frumoasă decât tine. Nu este posibil, fata asta mă va nebuni! Dar de asta dată albă ca zăpada nu vei mai putea fi salvată de nimeni și vei muri! Ia să vedem puțin ce anume spune această carte de magie. Trebuie să iau urechi de lilia, coadă de șopârlă și petală de trandafir roz. La urmă adaug în poțiune puțină miere. Cu poțiunea asta voi elimina în sfârșit pe albă ca zăpada de pe fața pământului!
Felicioasele mele, veniți să cumpărați de la mine mere roșii și frumoase. Nu este nimeni în casa asta care să vrea să cumpere mere? Eu! Dar stăpânii acestei case mi-au recomandat să nu deschid nimănui. Păcat, căci sunt delicioase, uite! Ce mere frumoase! Aș vrea să gust! De fapt, pentru că mi-ești foarte simpatică, ți-l fac cadou. Ia-l pe fereastră. Dar, sincer, nu aș putea accepta nimic de la nimeni. Ești atât de suspicioasă, așa că nu meriți darul meu. Acum plec și nu voi mai reveni niciodată prin părțile astea. Adio! Nu, scuză-mă! Așteaptă! Fata mea, vrei să-mi explici ce anume te preocupă? Probabil te tem că mărul ăsta este otrăvit. Este cu adevărat delicios. Este cel mai bun măr pe care l-am mâncat vreodată. Ai văzut? Am luat o gură stravână și nu am pățit nimic. Acum poți mânca și tu. Haide, fetiță, ia, nu te teme! O gură nu-mi va face nimic. Știam că-mi fi cere să gust și am pus o travă în partea roșie. Din păcate, de asta dată, oricât au încercat piticii, oricât s-au rugat, albă ca zăpada nu s-a mai trezit. Dar copila, deși nemișcată, nu își pierduse frumusețea. Mai degrabă părea că doarme. De aceea piticii au hotărât să o închidă într-un sicriu din cristal, astfel încât toți să o poată admira. O, regina mea, cea mai frumoasă femeie din regat ești tu. Bineînțeles, căci poțiunea mea, mama, ce o va face pe albă ca zăpada să doarmă pentru totdeauna și dacă cineva o atinge, va avea acela sfârșit. Nimeni nu-și va risca viața pentru o salvă pe prostuța asta mică. Din acea zi tristă, piticii făceau cu schimbul zi și noapte pentru a supraveghea sicriul frumoasei albă ca zăpada. Trecu mult timp, dar frumusețea copilei nu începuse să se ofilească cu trecerea anotimpurilor. Până când, într-o bună zi, un prinț care se rătăcise prin pădure trecu din întâmplare pe lângă acel coșciuc din cristal. Ce frumusețe uimitoare! Spune-mi, cine este? Este răcuța, se numește Albă ca zăpada. Albă ca zăpada? Nu-mi închipuiam că există copile atât de frumoase. Încă pare vie. Dar ce s-a întâmplat? Te rog, explică-mi! Regina ce are aia dat să mănânce un măr otrăvit. Un măr otrăvit? Câtă cruzime! Plânge! Aș dori ca de acum încolo să am eu grijă de albă ca zăpada. Nu, nimeni nu poate să o ia pe albă ca zăpada, indiferent cât de mult vrea să plătească, ai înțeles? Numai ce am văzut-o pe albă ca zăpada și am rămas fermecat. Vă rog, sunt dispus să fac orice. Da, chiar și cu prețul vieții mele. Aș vrea să neutralizez o travă care a adormit-o. Interesul său față de biata albă ca zăpada pare să fie sincer. Ne pare a fi un tânăr cu inimă bună, așa că în unanimitate am decis să avem încredere și să-ți încredințăm destinul copilei noastre albă ca zăpada. Mulțumiri, mii de mulțumiri! Voi încerca să o salvez și încă o dată mulțumesc. Sper că te vei întoarce repede cu albă ca zăpada. Să ne revedeți! Ce? Ce se întâmplă? Trebuie că este ceva legat de vraja mărului otrăvit. Nu mă tem. Nimic nu mă va putea împiedica să o iubesc pe albă ca zăpada. Bietul prinț. Albă ca zăpada! Iepede, vino cu noi, să ne adepoistim. Haide, vino! Nu, pe albă ca zăpada! Ah!
Spirit rău, înfruntă-mă dacă ai curaj și află că o voi trezi pe Albă ca Zăpada chiar cu prețul vieții mele. Fii atent, prințe! Metalul atrage fulgerele! Aruncă-ți spada repede! Oh! Prințul a fost lovit! Acum cine o va salva pe Albă ca Zăpada? Dar nu era totul pierdut. Iubirea sinceră a prințului făcu miracolul să fie posibil. Te-ai trezit! O, Albă ca Zăpada, te simți bine? Dar cine ești tu? Ora! Ora! Albă ca Zăpada, așa se zice! Pentru a-și ispăși acțiunile ticăloase, soldații o făcură să încalțe o pereche de pantofi din metal încins și a